6, 5, 4, 3, 2, 1. Și acum o să punem cu pauză, așa. Da, la fiecare chestie care au zis-o. Hello and welcome to Brawl Talk. I am so excited about this update. We've got a new brawler, new skins. Deci avem brawler nou, skin-uri noi. Da. Și Hot Zone is back. Hot Zone se întoarce. Mapa aceea. Da. And Brawl Pass. Mamă, și avem Brawl Pass-ul. Deci care este cea mai importantă chestie până acum, Brawl Pass-ul, că nu era înainte. Exact. Asta este cea mai importantă chestia adăugată, Brawl Pass-ul. Deci pe asta se bazează ei. Asta este esența update-ului. Hai să vedem. Let's go! All right, let's talk about Brawl Pass. We are so excited for this. Deci după cum v-am spus și noi pe video, într-adevăr, Brawl Pass-ul este în felul următor. Există o parte free pe care o vedeți jos, toată lumea poate să deblocheze partea asta, este exact cum ar veni Trophy Road-ul, doar că o să se reseteze de fiecare dată la o perioadă. Acum nu știu cât va... Oh, uite că și scrie. O zi și... Ah, nu, sezonul se termină într-o zi și 18 ore. Probabil că aici au pus ei așa la vrăjeală, că n-are cum să se termine într-o zi. Doar o zi să țină, nu cred. Da, ar fi culmea, că n-ai cum să le faci pe toate astea într-o zi. Când o să se gate asta, vor fi resetate toate, va fi din nou brawler nou și toate nebunile astea adăugate, pe care poți să le deblochezi încă o dată. Și toată lumea poate să deblocheze partea de jos unde scrie free, iar partea de sus o poți debloca doar dacă achiziționezi Brawl Pass-ul. Da, așa este. Hai să ne uităm mai departe. This new feature, but first, let's talk about what happens to normal progress. Currently, your tokens go to unlocking boxes. Now, your tokens will go to a track where you can see the rewards laid out ahead of you. Now, if you... Asta n-am înțeles-o exact cu tokens-urile astea și cu progresul. Acum progresul ci că o să fie altfel. Dar n-am înțeles exact cum. You buy Brawl Pass. Să mai numai, să vedem dacă... Your tokens go to unlocking boxes. Now... Deci până acum ci că tokens-urile le deblocai în boxes, în astea, în cutiuțe. Cutii, da. Da, de acolo le deblocai tokens-urile. Nu știu la ce se referă ei la tokens. Double tokens sau... La tokens-urile alea și le deblocai din cutii, nu cred. Ba da. Din cutiuțe? Da, n-ai văzut atât de opening-ul Houdini. Nu mai știu. Now, your tokens will go to a track. Da, și dacă se referă doar la aceleași sau la toate în general, cum ar fi punctele, bănuții, eu cred că... poate se referă la toate, da. La tot ce poți pica din boxe. Da, 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 exact, are dreptate Foxy. De acum încolo, tot ce era în cutiuțe, le poți debloca direct de aici, din Brawl Pass-ul ăsta. Super. Da, bine, dar rămân și cutiuțele, normal. Rămân și cutiuțele, da? Atunci, în cutiuțe ce o să-ți dea oare? Opa, stai că s-a făcut pe tot ecranul. Bănuiesc același lucru. Păi da, dar ar trebui să-ți dea fără tokens-urile alea, nu? Sau? Guaranteed brawler in that track. Așa cum ați zicea că o să primești un brawler garantat din Brawl Pass-ul ăsta. Hai să dăm mai departe. And this brawler is gonna have a new rarity called Chromatic. Și brawlerul va avea o nouă raritate care se numește... Chromatic. Super. Chromatic brawlers in the pass are guaranteed, but if you did not purchase a pass, you still have a chance to get it. Da. Cum a zice exact ce ziceam noi, spune tu, Foxy. Că dacă ți-ai Brawl Pass-ul, o să-l ai garantat acest brawler, dacă nu, o să poți să-l pici și din cutiuțe. Super, hai să vedem mai departe. Right. In addition, there are some really cool things happening on the track. For example, we're taking gems out of boxes and now the... Și asta e tare, mi se pare exact, tare, da. Că în Brawl Pass o să găsești gemurile în afara cutiilor, o să le găsești ca pe bara aia de zici că e de Trophy Road, știi, și numai le colectezi. Da, deci practic, de exemplu să zicem că tu dai 600 de gemuri pe Brawl Pass, o să primești o parte din gemuri înapoi. Deci practic investiția ta nu este de 600 de gemuri, va fi poate de 300, depinde câte gemuri găsești în Brawl Pass-ul ăsta. There'll be guaranteed drops on that track, which is really nice so everybody can see what they're getting and when. In addition, the Brawl Pass will have quests to speed up. Și acum vă spune cea mai importantă chestie în privința mea, pentru că asta înseamnă content nou. Veți primi misiuni care se numesc questuri și odată cu misiunile astea făcute, primești mai multe reward-uri. Adică îți grăbești cum să zic eu, completarea Brawl Pass-ului. Da. Știi? Practic reușești să-l completezi mai repede, pentru că o să primești, uite aici, 500 Star Points, sau nu, cum se numesc astea?
token. Okay. Uite, zice de exemplu, un exemplu ce trebuie să faci. Heal, așa? Da, trebuie să dai heal cu PM, de exemplu 20.000. Dacă ajungi la 20.000 de heal dat cu PM, primești... atunci se deblochează și primești 500 de star tokens. Cum se numesc astea? Da, tokens. Primești 500 de tokens din astea și tot așa. Pentru fiecare misiune primești diferit. Uite aici primești, de exemplu, dacă dai damage cu Carl 30.000, primești 250 doar. Hai să vedem mai departe. Everything you can unlock ahead of you and you'll get more rewards than you did before. We are so excited. Și asta este cel mai important, într-adevăr. O să primiți mai multe reward-uri decât înainte. Pentru că asta vreți și voi, nu? Să câștigați cât mai multe boxuri, cât mai multe gemuri, cât mai mulți brawleri, cât mai multe... Și sunt curios dacă vor fi introduse și skin-uri în Brawl Pass. Ăsta momentan nu văd niciun skin. Nu apar skin-urile, dar zicea că brawlerul cromatic o să fie introdus, dar da, de skin-uri încă nu o zis că ar fi. Dar sunt curios că nici brawlerul nu l-a arătat aici pus, dar probabil că o să-l vedem în joc. And the first Brawl Pass season will be called Tara's Bazaar. No, că primul sezon se numește Tara Bazar. Da, exact. Este bazarul lui Tara. E magazinul, e piața lui Tara. Interesant, au ales să pună un nume care să aibă legătură cu brawlerii din joc. Deja existenți, da. Probabil pentru ei, cine știe, poate e un inside joke sau ceva. Mă gândesc că au pus ei cu un scop numele ăsta. Pentru noi poate nu înseamnă nimic. Te gândești, băi, Taraba lui Tara, da. Pentru tine nu prea înseamnă cine știe ce, dar pentru ei cine știe ce însemnătate are. Let's talk about the new brawler, Gale. Gale is a cranky old guy. And... deci ăsta este noul brawler pe care poți să-l obții din Brawl Pass și se numește Gale. Am văzut că multă lume zicea că o să fie un brawler de zăpadă și aparent chiar este un brawler de zăpadă, însă Foxy, de exemplu, mi-a arătat un desen cu un brawler, cum ar putea să arate? Nu arată ca brawlerul ăla, vreau să vă spun. Nu semăna deloc, dar o intui că era de zăpadă, din cauza că avea forma unor mănuși, se vedea că ar fi o căciulă, dar cam atât, cu asta o nimerit-o. Exact, și trage cu bulgări de zăpadă, asta e foarte, foarte important. Interesant, și da, poate fi picat și din cutiuță, dar mai greu. Mai greu din cutiuță, hai să-i dăm play. He's somewhat of a janitor in Mr. Ia uite cum trage cu... bulgări. Cu bulgări. Și zicea aici băiatul ăsta de la Supercell, zicea în felul următor că era, cum se numește, Foxy, valet sau cum se numește, lucra la hotelul lui Mr. Da, P, da, și da, că da, era bagajele. Îți dai seama, cum se numește, bagajier era? Da, nu știu exact. Bagajier sau nu știu exact cum s-ar numi într-un termen... cunoscut, ca să zic hotelier. Așa, hotelier, da. Da, știi ce-i tare, ce mi se pare la acest nou brawler? Numele. Ce anume? Numele? Ziceam și vulpițele și vulpișorii să vezi ce meme-uri o să fie cu numele ăsta. Cu Gale? Da. He's overworked, he's carrying way too heavy luggage for... Da, și aici zice că... Ia uite, băi, stai puțin, dar sunetele astea muzicale de la age? Cine sunt? Cine a dat sunetele astea? Cred că tot el, uite, de acolo de sus. Da? Da, așa pare, pentru dar că este un brawler. Dar ai ultimata? Stai să mai dăm o dată, nu știu. Acum am văzut. He's carrying way too heavy luggage for his age. Da, uite. El a dat, deci e ca ultimata. Ultimata e sunetele acelea muzicale? Așa se pare, că o dat cu verde așa de acolo din bușcă, e tot el dacă te uiți la căciulă. Ți-o dat cu bietul bună, cu Beethoven, ți-o dat cu o clasică, sau cu ce ți-o dat? Ți-o dat o clasică bună. Exact. Și treaba asta în felul următor, deci era foarte, foarte muncit la hotel, s-a săturat, s-a supărat de la atâta cărat de bagaje și ce a făcut, ia să vedem. And genuinely, he should have been replaced by a robot years ago. A fost și înlocuit de către un robot. De către un robot. Să-i facă toată munca. Hai de capul la hotel. De ce a rămas fără job? A rămas fără job și s-a apucat de bulgărite. Da. Attack is throwing multiple snowballs at his enemies and his super is like a snowblower that blows brawlers away like a game. Mamă, deci cu atacul normal arunci cu bulgări, spune băiatul ăsta de la Supercell, și cu ultimata practic îi arunci de la tine. Deci dacă vin la tine și le dai ultimata, îi arunci de lângă tine. Zicea Aurel că Poco a dat cu sunetele muzicale. Poco a dat? Ai observat? Asta se mai dă un cat, că uite aici dă ultimata. Ah, super is like a snowball. Ah, da, Poco dădea. Poco, da. Dar de când dă Poco cu sunete muzicale? Înseamnă că era în buș și nu se vedea. Dar de când dă Poco
plouă cu sunete muzicale, că eu n-am observat până Burr acum. Is like a snowblower that probabil blows că da, nu știu că n-am jucat așa mult poco. So Gale will... deci înseamnă că era în buș acolo și dădea el din buș și nu se nu vedea. Nu l-am văzut. Dar nu se vedea că era inamic. Are dreptate, Aurel. Bine, băi, Aurel, băi, bine, forța. Bine. Oricum, brawler-ul ăsta nou, Gale, când dă ultimata, aia aruncă pe inamici. Da, și tu observi harta. Nu observi că este roz, că uite ce e pe acolo prin colțuri, uite capul Dara. E hartă, hartă nouă, nu? Să e înțeleg. E hartă care arată precum Tara, nu se... Nu, are culorile Tara, eu. Are capul lui Tara. Tara, a, este bazarul lui Tara, da. Da, e harta lui Tara. Harta lui Tara, da. Practic. Mamă, ce tare. Super tare. Capul nouă. Harta nouă, da. Drop in the brawl pass, but he's also available for everyone else. The legendary probability. All right, let's talk about skins. Frank, what do we have coming? Hai să vedem acum despre skin-uri. So first we have Rogue Mortis. Yes. Deci avem skin nou care se numește Rogue Mortis, după cum vedeți. Eu zic că e destul de interesant, mie îmi place skin-ul ăsta. Mi se pare mie sau dădea cu o furtună de nisip. Hai să ne mai uităm o dată. Ia să vedem. Stai așa. We have Rogue Mortis. Yes, you have the right new Mortis skin. Nu știu, am văzut nicio furtună. Mai înainte de asta, mai dai un pic când se bătea. Ah, dar arată de aici. Ah, da, cred că o fi de Sandy, de fapt. All right, let's talk about skins. Frank, what do we have coming? Aba, nu. El o dă cu furtună. Da, 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 da. Dă cu o furtună de nisip, nu furtună, cum îi zice? Cu un vârtej. Da, cu un vârtej, să zicem. Cu o tornadă, o tornadă de nisip. Dă cu o tornadă. Dar de ce? First, we have Rogue Mortis. Eu luat din atribuțiile lui Sandy, că Sandy era cu nisipul, de ce dă Mortis dar acum și tornada de nisip? Și Mortis acum e din Sahara, vine din Sahara, o Sahara, 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 Sahara. Sahara. Hai să vedem. Dă-mi arăși în continuare? Yes, you have the right new Mortis skin. Then we have Guard Rico. Oh, l-avem pe Guard Rico, care seamănă sincer cu Jin, nu știu, mi-a aduce a Jin. Mie seamănă cu un troll, zici că e un troll. Este gardianul Rico. Dar seamănă cu Jin, uite-te, că are și lampă, are și hainele de duh. E un fel de Aladdin, așa. Aladdin. Îi dăm? Da. Dăm în continuare? Da. Tropical Sprout. Ăsta îmi place mult, sincer. Ăsta e fain. Ia uite ce cămașă are Sprout. Îmi place cămașa lui, așa de Hawaii. Ce n-ai, super tare cămășuța. Îmi place. Mamă, chiar tare. Hai să vedem dacă și atacurile sunt schimbate. And to celebrate Supercell's 10-year anniversary, we're gonna give you a free skin. Deci mi-a zis că în data de 14 mai, când împlinesc 10 ani de Supercell, o să ne dea acest skin gratuit și acum ni-l arată. Acum dezvăluim skin-ul pentru cei care nu l-ați văzut. Toată lumea o să primească un skin gratuit de 10 ani de Supercell. Și hai să vedem care este skin-ul. Este... On the day of the update, Barbarian King Bull. Mamă, Barbarian King Bull. E un barbar bull ăsta. Da, e ca și un fel de, sincer, seamănă puțin cu vikingul dacă e să o iei așa, știi, dar... Bine, nu seamănă neapărat la textură, dar la compoziție, așa. Mi-am luat skin-ul ăla care seamănă cu, relativ cu ăsta. Ia uite. It's a very happy 10-year birthday present for Supercell. Be sure to grab it and download the update. Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emojis that... Și asta este foarte importantă iarăși, pentru că vor fi adăugate emojiuri în Brawl Stars. Practic deja sunt ceva emojiuri înainte să intri în match. Da, sunt cele normale, gen de supărat, de vesel, de... Da, doar că acum poți să le adaugi în joc, probabil. Despre asta e vorba, în timp ce te joci. Pentru că tu nu poți să scrii în timp ce te joci. Un emoticon din asta, da. Da, din astea sunt și în League of Legends, așa... emoticoane din astea în joc. Super tare, pentru că poți să te exprimi dacă ești supărat că nu te-a ajutat echipa sau dacă vrei să te ajute. Sau, uite, aici sunt foarte mulți supărați din ce văd eu. Vezi, Foxy? Da. Uite-te în fundal, majoritatea supărați. Da, poți să știi și... Sunt toți nervoși. Și plâng majoritatea. Serios, de ce nu pune pe nimeni vesel? Înseamnă că sunt foarte mulți supărați care joacă prosta. Collect and they can be used in chat. And you guys have all been wondering what's happening to Robo Rumble, Boss Fight, and Big Game. They're not gone, they've been condensed into 2-minute matches with max 100 token rewards. Deci eu zis că... Nu, dar n-au plecat de tot,
Și vor fi cumva comasate, din ce înțeleg eu, în meciuri de 2 minute. O să fie mai scurte, adică. Da, meciuri de 2 minute și nu știu exact cum o să apară, gen. Și reward-urile sunt limitate, 100 de tokens, parcă maxim, sau ceva de genul ăsta, ziceau. Da. And that's not all. We also took another shot at Hot Zone. Yes, you hear the right. Hot Zone is gonna come back on update day for... Da, și aparent acum Hot Zone o să apară din nou, Foxy. Spune tu ce o să se întâmple. Că o să apară Hot Zone și mi se pare interesant faptul că pune așa jumate, una de rece și una de căldură. Nu știu, interesant treaba asta. Și știi ce mai văd? O fi Mr. P mai sus, cred că e Mr. Da, P. Da, da, e valiza lui Mr. P, da. Alte lucruri, ce-am mai zis acum că am fost atentă la practic s-a refăcut Hot Zone-ul, probabil că vor fi și hărți noi. Pe lângă asta vedem 2 steguleți acolo și se ridică stegulețul echipei care a preluat zona. Băi, ce tare mi se pare, știi? Da, super, deci șmecher. Să marchez teritoriul. Exact. Steagul. Oare la asta se referea și la Capture the Flag? Cred că despre asta era vorba. Au combinat 2 moduri și au făcut unul oare? Da, că noi știam că o să fie ceva legat de steaguri, dar ui, se pare că au adăugat pe Hot Zone treaba asta. Da. Bine, dacă se gândești, da, e cam aceeași treabă. We made some small changes here and there and we are really curious and excited to see how you feel about them. Tell us what you think and if you want Hot Zone to stay, be sure to play it a lot. We really hope you guys are excited as well. Acum ziceau că dacă vreți ca Hot Zone să rămână pentru totdeauna, să vă jucați mult pe ea. Pe harta asta. Sau, mă rog, pe modul ăsta. Bye guys. Aici au zis acum see you in July. Și fii atent aici, când apare June. Pe bune dacă nu. Coming in June, ți-am zis? What? Au greșit aici când au făcut oare? Sau care-i treaba? Deci ei au zis că ne vedem în iulie, însă pe ecran apare coming in June, adică în iunie. Nu știu. Adică asta înseamnă că o să apară skin-urile astea mai repede decât o să apară Brawl Pass sau Brawl Talk sau ceva de genul ăsta? Posibil. Eu asta înțeleg. Și skin-urile ar fi astea. Mamă, Evil Jean. O să știi că le-am văzut, dar nu mă gândeam că să-l bage în joc. Da? Da, mai văzut skin-ul ăsta. Ia uite, Summer Pam. Drăguț. Și ăsta de Summer Pam l-am văzut. Era ceva asemănător, nu era chiar atât de bine definit, dar da. Arată tare. Deci îmi place skin-ul ăsta de Summer Pam. Constructor Jackie. Nice, nice. Oricum, îmi place că e cu verde așa. Da. Dar ăsta de pe Pam e cel mai fain. Ăsta Evil Jean, nu știu. Nu mă atrage mult special. Da, nu-i cine știe ce. Super tare și ați vedem, mai avem ceva. Și da, avem pe Mini Rico. Era... Ce e? Uite. Stai măi, e ceva nou acest. Ăsta e Brawler nou, Foxy. Da. Ăsta e Brawler nou, ne-au lăsat un Brawler nou. Robot. Eu nu cred că-i... Stai, ce zice? Ce zice? Ascultă puțin că zice ceva. Are o turetă. Dar zice ceva. Hai să vedem ce zice. Liniște. Ce zice? N-am înțeles, sincer zic. Nu putem să dăm pe slow motion ca să înțelegem ce zice. Că înțeleg. Nu știu ce zice Foxy. Namaste, zice? Nu știu, habar n-am. Dar ia uite, ăsta ar fi un nou brawler din câte vedem. Micuțul ăsta de aici. Ia uite-l aici, Foxy. Dar cine înțelege ce unde zice? Scrie RLIGHT. Nu știu, da. Dar știi ce mi se pare interesant? Air Light, oare așa o să se numească sau ce? Știi ce mi se pare interesant? Ce anume? Am pus un episod, cum ar fi dacă roboții ar deveni brawler și... Mie mi se pare că asta e. Poți să știi, da. Am pus un episod cum s-ar comporta dacă roboței aceia din boss fight și sincer cam seamănă. Seamănă cu un robot ar din boss fight. Ar fi un brawler și s-ar comporta precum brawler. Și nu poate să fie skin pe Rico. Nu arată ca și cum ar fi un skin brawler pe Rico. E clar. E prea gras ca să fie Rico. Voi ce ziceți? E un brawler nou? Mamă, ăsta e brawler nou, bă. Deci e acolo mic unde scrie R Light acolo, unde scrie R Light. Aurel zice că seamănă cu Barley, dar mie nu mi se pare neapărat, poate că... doar ochiul. Nu-i Barley, dar seamănă la ochi, dar cred că e un brawler nou. Ia uitați-vă și voi aici, unde-i? Hai să vedem. Dar stai că poate se mișcă mai mult și trage. Hai să vedem. Să vedem cum trage.
Uite asta, deci asta ar fi și îl vedem exact la fel și în joc. Are și o turetă mică aici, o chestie deasupra capului. Seamănă și trage diferit, ia uite, te trage diferit. E un brawler nou. E un brawler nou, uite cum are atacul. Uai, de capul nostru. E un brawler nou. E un brawler care știe geometrie, ia uite cum are. Da, băi, e un brawler nou, nu-mi vine să cred. Am mai descoperit încă un brawler nou. Da, ci că e prea mic de statură, nimeni nu a observat. Da, e chiar mic de statură. E brawler nou pentru că are alt atac. Uitați-vă cum arată atacul lui. Da, cu siguranță e brawler nou și ca un roboțel, știi cum ziceam eu. Mamă, l-am găsit! L-am găsit, Foxy! Ei, pe lângă brawlerul de zăpadă care ne-a arătat deja, mai este încă un brawler nou. Mama mia, super! Sincer, nu mă așteptam să mai fie încă un brawler. Hai să vedem cum mai dă, cum mai atacă. Ia uite cum se duce atacul, vezi? Mamă, ce tare este! Ia uite, și trage cu 3 din astea, cu 3 atacuri. Ce fain, nu știu, mi se pare interesant, în primul rând că pare cel mai mic de înălțime dintre toți și că mai e și robot. Mamă, drăguț! Ia uite, ce atac are! Vreau să uite cum îl vedem mai de aproape, Foxy! Ia uite! Mamă, și s-a înroșit, vezi că s-a înroșit acum? Da. Nu era roșu înainte? Da, da, da! Ia să-l vedem! Ce face?